Mama regretatului Ion Dălonescu se bucură în continuare de viață. Duminică, mama Gherghina a împlinit 101 ani și a fost sărbătorită la pierșinari de rude, prieteni și vecini. Acum am avut șansa și bucuria de a vedea în realitate și să trăiască până la 101 ani este nemaipomenit pentru noi, pentru bunicii noștri. Înainte de a merge la petrecerea mamei Gherghina, Ionuț Dălonescu a botezat-o pe micuța Alesia Ioana, tot în comuna Pierșinari, ducând mai departe tradiția începută de tatăl său, care avea peste 1000 de fini. Vreți să continuați tradiția tatălui? Păi deja o continui, n-am încotro. Să-l ajungeți? Pot eu să... nu știu dacă... și artistic și ca număr de fin o să-l mai ajungă cineva pe tatăl meu, pe marele Ion Dălănescu, dar mă străduiesc cu umilință să-i cal pe urme și mai facem și noi câte o faptă bună, din când în când, câte o faptă creștinească. Căderele suntem sătui cu toții. Dar de ce l-ai ales pe Ionuț să-i fie nașficii tale? Pentru că am botezat-o și pe fata mea și m-a botezat și pe mine și continuă tradiția. Cadoul pe care Ionuț Dălonescu i l-a făcut bunicii sale pe lângă petrecerea cu aproximativ 200 de invitații, de la care nu au lipsit produsele tradiționale și berbecuții la proțap, este o carte pe care scriitorul basarabean Ion Proca i-a dedicat-o mamei Gherghina, denumită Un veac de dorn matern. La eveniment a fost prezentă și ciocârlia folclorului românesc Maria Ciobanu. Vă așteptați la astfel de vârstă pentru bunica? Eu sunt fericit că Dumnezeu a ținut-o sănătoasă. V-a crescut dânsa? Da, bineînțeles, dânsa m-a crescut. Și nu oricum, cu frică de Dumnezeu. Și asta este foarte, foarte important. Pentru că numai așa, având respect și prețuire de cele sfinte și mai ales de cei care ne-au dat viață, cei care ne-au crescut, numai așa putem merge mai departe. Sperăm și la anul să ne întâlnim la 102, Dumnezeu, nu? Nimic nu se poate. Doamne ajută! Bătrâna s-a bucurat de petrecere ca în fiecare an, mai ales pentru că a avut atâția oameni dragi în jur, declarând că secretul longevității vieții sale este credința în Dumnezeu. Ați crescut copii mari? Ați crescut nepoți mari acum? Cum vă simțiți înconjurată de ei? Mă simt foarte bine, înțeleg un regim. Foarte bine, regim? Ce regim? Eu citim Livia fiecare zi. Și Dumnezeu care mare și trebuie. Deci Dumnezeu cel mai mult a ținut. Toți invitații, atât oameni importanți, cât și simpli vecini ai sărbătoritei, au avut doar cuvinte de laudă despre felul în care mama Gherghina și-a trăit viața și și-a crescut copiii și nepoții. Mama domnului Ion Dălonescu este un simbol, este o mamă eroină care a crescut 8 copii în vremuri foarte grele. Iar astăzi, Ionuț, de ziua, în fiecare an, de ziua dumneai, împreună cu prietenii, rude, fini, o servează în semn de recunoștință. Cum era ea ca femeie? O femeie foarte cuminte, muncitoare, cu 7 copii, 8 copii. Și i-a îndrumat pe toți care au ajuns foarte bine, toți.